În perioada 12-25 octombrie, sucevenii sunt așteptați să viziteze prima expoziție de fluturi vii din Suceava și să descopere fascinanta lume a fluturilor exotici. Vizitatorii pot admira peste 150 de fluturi vii originari din America de Sud, Africa și Asia. Micile făpturi vor putea fi admirate într-un terariu special amenajat, unde clienții vor putea intra, ba mai mult, chiar vor putea să interacționeze cu fluturii, să se fotografieze și să se bucure de zborul lor dantelat, dar și să asiste la spectacolul inedit al nașterii unui fluture din nimfă. În cadrul expoziției sunt prezentate etapele de evoluție ale metamorfozei unui fluture, fiind prezent un stand de tip incubator, unde sunt crisalide prinse cu fir de mătase, încă de când erau omide. Și, dacă sunteți norocoși, puteți să surprindeți chiar momentul în care fluturii prind viață. Exponatele sunt aduse de Casa Fluturilor Pride din județul Harghita, primul așezământ permanent de fluturi din România, unde micile făpturi sunt crescute într-un cadru special, într-o clădire în care au propriul lor spațiu de zbor, cu un microclimat tropical. Noi avem o Casa Fluturilor la Pride, județul Harghita, și de acolo am adus numai o parte a fluturilor, ceea ce avem acolo. Avem ca 6-7 de specii, mai ales noi avem specii tropicale. Noi comandăm coconii din ferme de fluturi speciale din sfera tropicală, din America de Sud și Centrală, din Asia și din Africa. De exemplu, fluturul de azur, care are o culoare de azur, de albastru, e foarte, foarte răspândită în Costa Rica, în America Centrală. Expoziția de fluturi vii continuă la Shopping City Suceava până pe 25 octombrie, așa încât vă invităm să vă bucurați de o experiență unică în Suceava, să admirați și să fotografiați superbele exemplare de fluturi tropicali vii expuși în incinta Shopping City Suceava și, de ce nu, dacă sunteți norocoși, poate să surprindeți momentul în care un fluture prinde viață. Vă așteptăm! Expoziția de fluturi tropicali vii poate fi vizitată zilnic între orele 9 și 19 la Shopping City Suceava. Intrarea este liberă.